urmărim, deși nu este obligația noastră, avem zeci de alte activități de derulat. Am urmărit ordinea de zi a Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități și am constatat cu stupoare că eram nominalizați ca invitați pentru ora 10, în care, oră la care urma a se dezbate legea ce vizează răspunderea patrimonială a magistratului. Acesta a fost și motivul pentru care am înțeles să fac aceste precizări, pentru că dacă a existat, să zicem, o disfuncționalitate la nivelul statului tehnic, acest lucru nu trebuie să se mai repete, pentru că nu este obligația noastră să stăm să urmărim și să vedem de câte ori se modifică ordinea de zi a comisiilor juridice sau a comisiilor de specialitate din Parlament, care interesează activitatea deputaților privind modificarea acestei legi. Pe răspunderea magistraților. Pe răspunderea magistraților, împrejurarea că a fost respins proiectul de lege, da, este ceea ce, într-adevăr, corespunde, atenție, nu vreau să se înțeleagă că magistrații ar dori, eu știu, prin reglementările actuale sau nemodificarea acestor reglementări pentru a scăpa de răspundere. Nu. Magistrații sunt foarte conștienți de acest aspect. Pot să vă spun că am constatat cu stupoare că era invocată în expunerea de motive a acestui proiect de lege susținerile pe care judecătorul Stanciu Livia le-a făcut în anul 2011 la o conferință care a vizat răspunderea materială a magistraților. Atenție, dragii mei, vă rog să intrați pe site-ul Instanței Supreme, să lecturați în totalitate ceea ce a susținut judecătorul Livia Stanciu la acea conferință și veți vedea că aidoma scoaterii din context a acelei sintagme partener de nădejde al instituțiilor angajate în lupta împotriva corupției, la fel s-a procedat și aici. Noi, în acel material, în afară de împrejurarea, în acel punct de vedere pe care l-am exprimat la conferința vizând răspunderea materială a magistraților, eu am făcut acolo o radiografie a tuturor tipurilor de răspundere care potrivit legislației actuale angajează într-adevăr răspunderea magistratului, indiferent că vorbim de răspundere penală, de răspundere disciplinară sau de răspundere civilă, dar în același timp, nu mai amintesc acum, cred că pe pagina 4 sau 5 a acelui material, veți vedea că este menționat de judecătorul Stanciu că orice proiect de lege care vizează răspunderea magistratului este un proiect de lege extrem de sensibil, care trebuie să asigure prin reglementarea sa echilibrul ce trebuie să existe pe de o parte între răspunderea magistratului și independența de care magistratul trebuie să simtă că o are în judecarea oricărei cauze, ori de câte ori, soluția aceea este fundamentată pe lege. Vă invit să luați acel material și veți vedea, nu știu dacă întâmplător sau nu, acele pasaje, 3 sau 4 alineate, în care reprezentau, din punctul meu de vedere, un punct de analiză, de discuții, de analizare, de explicitare, spre exemplu, a sintagmelor de rea credință, de gravă neglijență, în acel material, judecătorul Stanciu face toate aceste. Domnul Stanciu, dar nu ar trebui să știe judecătorul că dacă greșește și plătește, pentru că în acea expunere de motive spuneau că a fost un prejudiciu de peste 195 de milioane de lei adus statului și totuși nu a fost nicio acțiune a statului în regres. Banii aceștia nu se recuperează. Dragii mei, nu se pune problema că judecătorul nu ar aprecia că el nu trebuie să răspundă. Și să plătească. Impor și să plătească, când spun răspundere, asta înseamnă. Bani. Dar judecătorul, atenție, nu poate să răspundă niciodată atunci când el și-a exercitat funcția judiciară cu bună credință. Pentru a putea răspunde, trebuie să se stabilească în cauza respectivă, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, că eroarea judiciară pe care a comis-o se datorează relei sale credință, gravei neglijențe sau, eu știu, comiterii unei infracțiuni de către acel judecător. Și este firesc să fie așa.
Deci, judecătorul niciodată nu poate să stea cu sabia aceea deasupra capului, în sensul că, da, e posibil să răspund chiar dacă eu mi-am exercitat funcția cu bună credință. În ce și noastră s-a demonstrat vreodată această rea credință? Vreodată vreun judecător a fost tras la răspundere pentru rea credință? Da, au fost situații, cum să ne? Au fost situații în care eroarea judiciară s-a stabilit că într-adevăr a fost comisă, fie datorită faptului că judecătorul a comis o infracțiune determinantă pentru acea eroare judiciară, sau de asemenea a acționat judecătorul acela cu rea credință. N-am mai spus-o în comisia juridică. Să știți că un principiu de drept existent de mii de ani, deci nu vorbim despre un principiu de drept apărut acum în noua legislație. Orice titular căruia legea îi conferă un anume drept pe care trebuie să-l exercite, da, îi dă această posibilitate, este la aprecierea titularului dacă îl exercită sau nu. Niciodată nu poate statul să instituie o obligație pentru oricare titular de drepturi ți-l exerciți pentru că așa doresc eu stat. Nici discuție de așa ceva. Este la bunul simț al oricărui cetățean, nu neapărat la bunul simț juridic. Titularul oricărui drept îl exercită dacă el apreciază că se impune exercitarea lui, sau în speță aici discutând de răspunderea patrimonială, dacă într-adevăr statul are acel instrument pus la îndemână de lege, inclusiv de legea constituțională, de Constituția noastră, în sensul că are în spate o hotărâre... Olivia Stanciu, șefa în alte curțile de casație și justiție, a fost...